Au ajuns oamenii ăștia până la noi, la masă. Vine un domnul care e un fel de șef de sală aici sau ce este, să ne spună că ăștia în Spania aici sunt cam bagă bocadillo pe gât. Aveți grijă. Care e problema? Banii mei nu sunt buni? Băi, deci mai sunt încă 7-8 inși afară. Bă, ce se întâmplă, mă, frate? Deci de ce? De ce? Cum înțeleg? Salut și bine ai revenit pe canalul meu. În vlogul de astăzi vreau să-ți arăt o experiență mai puțin plăcută pe care am avut-o la un restaurant foarte bine cotat din Madrid. După părerea mea, consider că e foarte important să citești și review-urile negative cu mare atenție înainte să alegi un restaurant, mai ales dacă ești turist. Urma să aflăm pe pielea noastră că stafful restaurantului respectiv nu era chiar foarte prietenos cu turiștii. Practic nu pot să zic că mi-am simțit prea bine în momentul în care vreau să plătim nota și deja erau doi ospătari care așteptau să ia banii de la noi, în timp ce un al treilea aducea deja pe altcineva la masă. Dau legătura la Madrid. Da. În sfârșit am găsit și bere la 0,5. Cel mult 0,5. Nu, măcar la 0,5, că mai era... Da, măcar să uite minibar. Da. Asta îmi place de oamenii care stau acolo pe trepte. Băiatul a venit aici cu un sfat pentru prietenii noștri care stau de aproximativ 20 de minute să aștepte o masă. El zice că să ce? Să mă duc să le dau niște alune de astea? Da, te duci, iei frumos bolul de alune, te duci, te oprești în dreptul băieților răsfara cu ochelari. Ei, bași mâna în alune și arunci cornelii. Arunc cornelii, da. Da, faci și oriunghi. Nu stai și m-am dezvoltat băiatul, adică, bă, frate, deci stai de 20 de minute la aici ca să intri să iei o bere sau ce, nu știu, chiar așa bună o fi mâncarea. Mi-a venit și sembișorul cu hamon, ca să zic așa, și cu tonul băiatul. E foarte entuziasmat și băiatul că a venit, nu? De fiecare, în spatele fiecarei persoane care vine, filmează, este unul care moare de foame. Adevărat, adică băiatul vrea să mănânce și eu l-am întrerupt. Zic, stai bă așa că nu am filmat, adică știi ce zic, stai ca să se vadă pe cameră cum mănânc din semi, știi? Să se zică e bun, dar de fapt el o să fie nașpa sau... Vreau să vă povestesc o fază. Ce am cu fratele meu sărac aici la masă, care, bă, mă ne tot gândeam, știi, după ce am mâncat vita aia și asta, bă, nu prea poți să mai mănânci așa prea mult, că nu ai unde să bagi, știi? Și ziceam, bă, la un moment dat o să luăm un bocadillo, adică un semișor de ăsta așa, și ne tot gândeam, bă, când să luăm la berea asta, nu mai voiam două bere. Vine un domnul care e un fel de șef de sală aici sau ce este, să ne spună că, da, dar trebuie să ne mutăm la bar, că masa asta este rezervată pentru cei care vor să mănânce. Paracomido, mi-a zis, știi, și paracomido, ok. Pe paracomido vreau și eu două bocadillo și așa că i-am închis gura la șeful de sală, el jefe de sala. Uite cum săracii au rămas tot la masă. Așa că ideea, adică... Morala poveștii, nu poți să scoți săracii de la masă dacă nu vor. Asta zic, niciodată. Deci ideea este că, practic, că ăștia în Spania aici scambagă bocadillo pe gât. Aveți grijă. Că sunt alții care așteptă să mănânce. Și ce? Nu aștept să blau? Care e problema? Banii mei nu sunt buni? Asta zic. Eu vitez de tu, nebuni de altora, așa. Nu știu că practic oblici oamenii să se îngrașe. Bă, frate, aceste 3,50 € o bere, da? O servesă de asta. Dar nu e în băut mai multe servese, e ca și cum ai fi mâncat o ceva, nu știu, o chestie, o asta. Nu e corect. Au ajuns oamenii ăștia până la noi, la masă, deci nu știu, nu știu că e ok așa. Înțeleg, bă, s-au terminat, mă, toate barurile, toate terasele, toate restaurantele, toate astea de aici. Ce nu înțelegi tu, băiatul meu, este că eu te aduc numai în locuri selecte și unde trebuie să fie lumea. Aia e atâta lumea. Pentru că trebuie să fie. Chiar să ajungă lumea până la mine la masă, adică să, bă, deci de la intrare până la mine la masă, vreo 20 de metri. Tu nu înțelegi că asta e cea mai dorită masă de aici. Da, și toată lumea cred că vrea masa asta, dar nu ne lăsăm. Mai lua și un cheesecake, acum doar așa, ca să mai stăm. Tu ce plus că mă zic că e bun, așa. Deci ne-a venit și cheesecake-ul, care, by the way, arată bine, n-am ce să zic. Deci ideea este că e
e ok, chiar e ok. Dar aveam o discuție cu băiatul mai devreme despre persoanele care stau aici și așteaptă. Nu ești, este șoc. Nu știu dacă se vede, cred că se vede că ăsta filmează destul de white. Ideea este, mă bagi în de-alea, probleme de-alea sociale. Nu, 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 dar nu probleme, vorbesc serios, adică vorbeam cu băiatul mai devreme și ziceam, bă, e o tantica, e graviduță, e, îți pare super simpatică, sper ok, tu așa. Mă, frățică, stă de 20 de minute și așteaptă să se elibereze o masă aici la noi. Bă, frate, ești în cauza asta, ce am zis, vorbeam cu băiatul? Condiții în care aici sunt, cred că 20 de taverne pe 50 de metri pătrați. Deci sunt 20 de restaurante, terase și alte chestii și băi, ești în capitala Spaniei, adică nu ești în... să zic și eu, un oraș așa, aiurea, Mizil sau ceva de genul, nu am nicio problemă, toată lumea care din Mizil și mai ales cei care sunt abonați la canal, le dat Dumnezeu sănătate, 20 de minute, jumătate de oră la coadă ca să mănânci aici, bă, nu e, e ok mâncarea, da? Nu mi se pare ceva ieșit din comun, adică ceva wow, să zici că bă, frate. Sau super ieftin sau nu știu ce. Nu e, e decent ca preț, adică prețurile sunt ok, dar nu e nici super ieftin și nu e nici cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată, așa că efectiv nu înțeleg. Mă mute la barcă când am comandat mâncare, da. Se pare neprimitor. Asta vorbeam și eu cu fratele meu. Nu prea welcome, o chestie care nu e prea welcome. Asta vorbeam și eu cu fratele meu. Bă, frate, am fost în Valencia, zic eu. Nu e altfel, se purtau cu oamenii. Se vedea că e mai turistic, se mai stăpă aici, ești în capitală. Cred că au o deschidere mai mare față de ai lor și de a-i trata pe ai lor, pentru că de asta nici nu prea rare ori găsești localul să vorbească engleză sau să-ți răspundă imediat nevoile. Chiar dacă ei știu engleză, că până la urmă când te au că vorbești în engleză și nu te descurci așa pe spaniolă prea bine, încep să vorbească și în engleză, deși cei practic ar ști cuvintele uzuale, că n-au cum să le, nu le știe, știi? Dar de fapt că nu vor să vorbească engleză. Sunt rare localurile unde îți răspund imediat la comenzi, îți aduc... Aici, de exemplu, a venit foarte repede și mâncarea și băutură și tot, adică nu ne plângem de asta. Da, atitudinea asta, așa că să vezi, Doamne, să forțezi omul să ia tot... Să fac un consum în momentul în care, ok, mă așez la masă și nu îmi spui nimic despre cam ce ar trebui să fac sau ce așteptări ai de la mine, sau... Da, nu e ok și... E un pic de lipsă de transparență și mă ofensează un pic. Deci rămâne la concluzia că Madridul e ok, e drăguțel așa, e... E pe lifestyle, dar... E pe lifestyle, dar nu e foarte turistic. Deci au lăsat aici o lumânare la chiuvetă, la baie, adică sunt la baie aici. Și avem aici o lumânare, frățică. Deci este o lumânare pusă aici în chiuvetă. Deci care-i sensul că, uite, e lumină, e asta... Băi, deci mai sunt încă 7-8 inși afară. Bă, ce se întâmplă, mă, frate? Deci de ce? De ce? Că nu înțeleg. Au 10 inși acolo când am ieșit acum, care așteptau, plus încă 10 care sunt pe afară. În concluzie, a fost ok la minibar aici. Dar atitudinea lasă de dorit. Deci, frățică, lasă nu de... Nu o cultură servirii, nu? E mai mult e pe bună, hai repede, frățică. Înainte... Hai să... Nu știu, ai impresia că, bă, nu ești primit așa cu brațele deschise, nu știu. Adică am fost la... Cum se numea... Pimiento verde. Unde am mâncat Vita. El Pimiento Verde. Și la sfârșit ne-au mulțumit, păcând aici... Și plus că acolo, bă, ne-a venit și nu știu, chiar dacă aveau un fel de copertă, cum e în Italia, aveau serviciile, erau... Adică scria și pe meniu de la început, frate, ți-au cu de 2,50 € pentru servire pentru asta. Nu te-ai simțit. Bă, nu m-am simțit nici stinger și nici jecmănit. Și nici, cum să zic, bă, frate, oamenii s-au purtat super frumos, adică... Profesionist. Bă, da, chestia că nu... Nu poți să fii mai apropiat un pic așa de client și un pic de... Nu trebuie neapărat să mă întreb ce fac, dar la un moment dat mă hăitești pe mine pentru... Că ai tu impresia că trebuie să mă încadrez o anumită categorie de consum, că altfel nu... Și ia să vezi, nu te interesează pe tine că clientul mănâncă, nu mănâncă. Că tu te gândești, wow, mănâncă, deci se încadrează la altă categorie de consum. Și corect, pare... corect, da. Nu e okay, așa. În fine, tare mie că o să iasă un video întreg despre minibar ăsta, o să-l face celebru la mine în cartier, la aia care se uită, că îți dai seama, la aia 50 de inci de la mine. Da, deci în concluzie, așa e. Minibar
Ochii, okay, dar nu prea. Ochii, okay, dar nu prea, asta zic și eu, da. E cea mai bună... Da, cea mai bună caracterizare pe care pot să, o să o dau și eu. Adică produse ok, dar... servicii mai puțin ok, că te simți un pic hăituit după anumite ore. Nu ți se explică, ok, dacă vrei o anumită categorie de consum, trebuie să te pui la bar sau trebuie să te așa. Corect. E ok, nu e transparent. Nici de cum, da. Corect. Zice că nu am să mai mă duc la ei, indiferent că... Mai am încă... Și de vezi voi la mine. Nu. Nu, nu o să mai venim. Deci chiar nu e ok. E ok, dar nu mai vin, vorba aia, știi? Adică ăsta sună a clickbait. Are vrea și titlul de clickbait. Mamă, cum e bine, bai, e ok, dar nu mai vin. Știi? Fratele Backpack să-i dea Dumnezeu sănătate lui și lui clickbait-urile lui. Legendă vie, am să zic. Da, până un alta, mâine vrem să mergem la Toledo și o să mergem la Toledo, pentru că am luat. Sperăm că nu mai avem parte de experiența minibar și la Toledo. Sperăm că la Toledo o să fie, deși sună tare mic, acolo e foarte turistic și s-ar putea să o dăm în partea aia să fie prea turistic. Da, și fetele astea zic bine ce zic acolo. Cred că o să mergem, da, mergem după ele încolo, așa că v-am pupat și vă dorim toate cele bune. Terminat, de este, bă, cum o fi să vină, mă, ăla de la minibar de acolo și să-mi spună: auzi, v-am vrut ceva de mâncare sau de-astea aici, așa, afară, sau trebuie să mergeți și voi un pic spre casă, știi?